Bună seara, dragilor! E duminică seara, e destul de târziu, ora 22:45 și voi face cum fac de regulă duminică. Duminica, nu neapărat seara, dar de regulă seara, voi face filmul săptămânii și pentru această săptămână am ales un film american. S-ar putea ca săptămâna viitoare să vin din nou cu un românesc, dar din nou unul american, cu titlul Paid Forward, lansat în anul 2000, deci un film destul de vechi, de 20 de ani, dar un film superb, foarte frumos, foarte frumos, un film făcut la un an de zile după ce Catherine Ryan Hyde a scris o carte cu același nume, Paid Forward. Se pare că filmul a avut chiar mai mult succes decât cartea, sau filmul a lansat mai bine cartea, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, cu toate că, de regulă, o carte poate să te facă să vezi puțin diferit sau să-ți strânească imaginația ta asupra scenariului, asupra personajelor, asupra situațiilor, să vezi puțin tel diferit față de cum prezintă un film. Plus că cartea, funcție de la situație la situație, va dura mai mult ca să o citești decât să urmărești un film. Acest film având, pare mi se, 2 ore și 3 minute. Da, 2 ore și 3 minute. Da, puteți să găsiți pe ro.wikipedia.org câteva informații despre autoarea cărții, Catherine Ryan Hyde. Puteți să găsiți și în varianta engleză. În varianta românească cred că e puțin tel mai redusă comparativ cu varianta engleză. Pentru cei care pot citi în limba engleză, puteți să vă uitați și pe varianta englezească a prezentării autoarei Catherine Ryan Hyde. După aceea, bineînțeles că recomand din nou site-ul IMDb pentru a vedea mai multe informații despre acest film. Mă surprinde că e cotat doar la 7,2 stele din 10. Sigur, avem 112.293 de voturi pe acest film, ceea ce e destul de mult, e destul de mult. Personal i-aș da minim 9 unui astfel de film, dacă nu chiar mai mult. 9,5, chiar 10. E un film foarte, foarte frumos, foarte, foarte incitant, despre un bărbat, un copil și o femeie. Are și o poveste frumoasă de dragoste. Dar arată cum niște oameni defecți, ca să spunem așa, fiecare cu defecțiunea lui, pe care și-o vede mai mult sau mai puțin importantă, fiecare își vede, sau unii nu își văd defectele, defecțiunile, dar acești oameni sunt destul de conștienți, aceste personaje sunt destul de conștiente asupra defectelor lor. Puștiul care interpretează e de-a dreptul fenomenal, acum bineînțeles după 20 și ceva de ani e un bărbat în toată regula, Haley Joel Osment, care și la vremea respectivă și în alte filme în care l-am văzut mi s-a părut întotdeauna foarte sclipitor, un puști, un copil excepțional. Un actor foarte bun,
Da. Rolul bărbatului este jucat unui profesor, un profesor, este jucat de către Kevin Spacey, un actor pe care îl apreciez foarte mult și nu doar pentru acest film, ci pentru multe alte filme. Foarte, foarte bun actor, îmi place foarte mult cum joacă acest actor și în acest film este un profesor care a suferit o problemă medicală cauzată de către o arsură. O să vedeți în film despre ce este vorba. O să explice la un moment dat. Da? Este și o poveste de dragoste între acest profesor și mama acestui puști. Mai apar și alte personaje foarte, foarte interesante și încă doi actori care unul dintre ei este foarte cunoscut. Îmi cer scuze, e puțin târziu și mie puțin somn. Jim Caviezel, da, despre care am mai vorbit despre el în Patimile lui Hristos, un actor foarte, foarte bun și un actor și mai ales cunoscut pe plan muzical, John Bon Jovi, care are un pasaj micuț în care este actor, e un rol secundar foarte, foarte mic. Dar foarte bun, personal mie îmi place Jon Bon Jovi ca și muzician, ca și chitarist, ca și voce. Da, deci cam acestea 5 sunt cele mai cunoscute nume, dar sigur că pe IMDb puteți să vedeți toată lista de actori care joacă în această dramă, pentru că este o dramă. Filmul se termină destul de trist, dramatic. N-am să vă spun despre ce e vorba ca să nu vă destănui tot filmul, ci să fie oarecum incitant pentru dumneavoastră. E superb. E realmente superb. Puteți să vedeți și trailerul, bineînțeles că puteți să vedeți și trailerul pe YouTube. Trailerul, nici acest trailer, cel puțin cel care e oficial pe Warner Movies On Demand, Warner Bros. Production, nu arată sfârșitul, nu arată cum se termină filmul. Dar este un. Într-adevăr, mi-ar fi plăcut să fie. Mie mi-ar fi plăcut să fie altfel sfârșitul. Dar o puțin dramatism nu strică. Și din contră s-ar putea să dea un plus de valoare acestui film care este de-a dreptul superb. Așadar, pentru săptămâna care vine, bănuiesc că în seara asta vor fi foarte puțini care se vor uita la el, deja e târziu, e aproape ora 11. Dar în săptămâna care vine, vă recomand acest film. Să-l vedeți împreună cu familia, e foarte bun de dezbătut, atinge foarte multe probleme pe care le vedem și în societatea noastră. Problematica unei mame singure care își crește copilul și care are două locuri de muncă. Condiția unui profesor într-o școală, problema unor diverse persoane, inclusiv aceste mame cu dependența de alcool, dependența de droguri, relația dintre membrii familiei și societate, iarăși apare în acest film și un reporter care investigează așa numita mișcare Pay It Forward, care el încearcă să vadă de unde a plecat, de la ce a plecat. Da, deci e un film foarte complex, un film foarte superb, foarte bine făcut, merită văzut, e un film excelent. Spun din nou care e titlul lui, Pay It Forward, lansat în 2002, un film minunat, din punctul meu de vedere este un film foarte, foarte frumos.
Bine, dragii mei, cam atât a fost prezentarea la acest film. Sper să vă placă, sper să vă uitați la el, să vi-l placă și să vă stârnească foarte mult gândirea, pentru că aici e cel mai important, să vă stârnească foarte mult gândirea și imaginația și să eventual poate lăsați și un comentariu după ce l-ați văzut vis-a-vis de acest film. Mulțumesc tuturor celor care ați fost, celor care sunteți, celor care veți vedea ulterior acest film. Sper să vă stârnească interesul. Vă doresc tuturor o noapte liniștită. Numai bine tuturor. Doamne ajută!